Dacă poți, folosește apa plată pentru a te spăla pe față. Sau, dacă folosești apa de la robinet, asigură-te că te ștergi imediat și că folosești o apă termală înainte de crema hidratantă. Alege o cremă de ochi hidratantă și nu uita de ochelarii de soare, fie vară, fie iarnă. Dacă nu faci sport, încearcă periajul uscat. Stimulează circulația sângelui și reduce aspectul celulitei. Șterge ecranul telefonului mobil cel puțin o dată pe zi cu șervețele antibacteriene, pentru că îl punem pe birou, îl aruncăm în poșetă și apoi îl punem pe față. Dacă produsele de păr nu sunt naturale, îți pot afecta tenul, pentru că ajung ușor în această zonă în timpul spălării, în somn sau când faci efort la sală. O seară pe săptămână, alege să nu folosești crema hidratantă. Așa îi dai pielii timp să producă uleiurile naturale. Crema de gălbenele te poate scuti de atâtea bătăi de cap, fire de păr rebele, piele uscată, mici tăieturi, arsuri solare și poate fi chiar și glos. 30 de minute de sport pe zi, la sală, acasă pe salteluță sau în parc, îți vor pune sângele în mișcare și efectul tonic se va vedea chiar și pe fața ta. Meditează! Mușchii feței se relaxează și ridurile mecanice au mai puține șanse să apară. Pielea are un ritm natural și nevoi diferite de la un sezon la altul. Învață acest ritm și oferă-i ceea ce are nevoie, hidratare, exfoliere, hrănire sau poate o zi fără make-up. Tu știi cel mai bine!